Inundațiile fac probleme cetățenilor, dar pompierii medinteni sunt mereu la datorie și ajută populația să iasă din impas. În cursul zilei de azi, din cauza vremii nefavorabile, mai multe gospodării au fost inundate cu apa acumulată de la precipitații. Pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină pentru evacuarea apei din 4 gospodării. Prima intervenție a pompierilor militare a fost în localitatea Plop, din comuna Tâmna, unde un echipaj din cadrul stației Strehaia a intervenit cu o motopompă transportabilă pentru evacuarea apei din curțile a 3 gospodării. Pentru gestionarea celui de-al doilea eveniment a fost mobilizat un echipaj din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin, care a acționat pentru evacuarea apei din beci unei case din localitatea Peri, comuna Huznicioara. Având în vedere posibilitatea averselor cu acumulări de apă, ISU Mehedinți recomandă populației să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. În cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, se face apel la cetățeni să nu încerce traversarea râurilor prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. În situația manifestării vântului puternic, aceștia sunt sfătuiți să întrerupă orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în imobile sau spații închise care să le asigure protecția. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.